Liderul PMP a transmis că parlamentarii partidului nu vor participa la votul pentru validarea guvernului Orban II. Vom face ceea ce am făcut și atunci când a existat moțiunea de cenzură împotriva premierului Orban. Vom sta în bănci, vom asigura cvorumul, pentru că asta mi se pare esențial, să oferim cadrul necesar pentru a se desfășura lucrurile. Însă nu participăm, pentru că în democrație îți asumi lucruri și atunci când îți convin și când nu îți convin. Nu cred că forțarea alegerilor anticipate este cheia pentru a ieși din haosul în care ne aflăm. Adâncirea acestei crize ne poate costa foarte mult, a spus Eugen Tomac. În privința anticipatelor, președintele PMP spune că partidul nu se teme de anticipate. Partidul nostru este avantajat de alegerile anticipate, însă nu cred că această implicare activă a PSD-ului în declanșarea alegerilor anticipate este un lucru care avantajează România.